Suntem în Comuna Frâncești și stăm de vorbă cu edilul acestei comune, cu domnul Florin Daniel Paraschiv. Domnule primar, întotdeauna mă bucur când trec prin Frâncești, pentru că este o localitate cunoscută. Aveți aici două mănăstiri, puncte de atracție turistică, mănăstirea Într-un Lem și Surpatele, dar aveți și multe alte atracții pentru cei care la un moment dat doresc să-și petreacă timpul frumos aici, într-un spațiu binecuvântat de Dumnezeu. Ați făcut, discutând cu oamenii, mi-au spus că ați făcut o mulțime de lucruri interesante, bune pentru comunitate. Cred că cu acestea ar trebui să începem. Care sunt proiectele care au fost începute și poate deja finalizate sau care sunt în curs de derulare acum? În primul rând, bună ziua și bine ați venit la noi în localitate. Mă bucur de prezența dumneavoastră și aș vrea să fac o scurtă prezentare a localității Frâncești. Localitatea Frâncești este a treia localitate din județ ca număr de locuitori, în jur de 5600 de locuitori aproximativ. O localitate care are două monumente istorice deosebite, este vorba de Mănăstirea Dintr-un Lem și Mănăstirea Surpatele. O localitate înconjurată de păduri, o localitate străbătută de două pârâuri, este vorba de Pârâul Bistrița și Pârâul Tăsău, o localitate, din punctul meu de vedere, extrem de frumoasă. Și odată cu sosirea în administrația publică locală, în anul 2016, am luat decizia de a face tot ce omenește posibil să ducem această localitate acolo și să o așezăm acolo unde este locul, adică o localitate de frunte a județului Vâlcea, o localitate care merită vizitată. Și pentru aceasta, în afară de ceea ce mi-am propus înainte de preluarea mandatului, ideile pe care le-am avut atunci când am decis să candidez la primăria Frâncești, vreau să vă spun că am găsit soluții, am făcut tot felul de artificii, să zic așa, cu ghilimele de rigoare, pentru a realiza cât mai multe investiții în Frâncești. Eu am rămas surprins că venind înainte prin Frâncești, sincer vă spun, era un mare pericol pentru mașini, mașina dădea mereu prin grope. Acum sunt, din câte am văzut, două drumuri județene care deja sunt asfaltate. Sunteți primari totuși în zona opoziției și iată că totuși comuna arată foarte bine din punct de vedere al acestei infrastructuri rutiere. Cum ați reușit acest lucru? Nu a fost ușor. Acum, dacă privim retrospectiv, lucrurile par foarte frumoase. Numai că la vremea respectivă mi-a fost destul de greu, să știți. Ca să poți să obții finanțare pentru două drumuri județene prin PNDL2, a trebuit depus foarte mult efort să convingem autoritățile județene că aceste două drumuri sunt extrem de importante, în primul rând, pentru turiștii care vizitează localitatea, în speță turiștii care vin la cele două mănăstiri, dar să nu uităm că aceste două drumuri erau foarte importante pentru locuitorii din localitate, că până la urmă majoritatea locuitorilor lucrează prin alte localități. Și atunci, crescând numărul de mașini din la nivel de țară, inclusiv la noi în comună, era necesar ca să găsim soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Cele două drumuri, dacă vă aduceți aminte, în 2016, nu cred că se mai putea face ceva la ele. Erau atât de multe gropi încât, practic, aveam mai multe gropi decât porțiunea asfaltată. Și destul de înguste. Destul de înguste. Drumul de la Mănăstirea Surpatele, se vorba de drumul județean 646C, era un drum de 4 metri, l-am lărgit, am găsit soluții, locuitorii ne-au cedat terenuri, au mutat garduri în anumite locuri unde a fost nevoie, am rupt maluri, am purtat un dialog permanent cu proprietarii din zonele respective, din zonele sensibile, să zic așa, pentru a putea face un drum lat
un drum care să fie modern și să răspundă necesităților anului 2020 în care ne aflăm acum. Am reușit, oamenii au fost foarte înțelegători. Vreau să vă spun că nu am întâlnit nici cel mai mic obstacol în a convinge proprietarii din zona respectivă să ne cedeze aceste terenuri. Da? Nu a fost nicio problemă. Am reușit. La vremea respectivă, când am fost cu proiectanții pe teren, pe cele două drumuri, fiindcă am fost cu ambii proiectanți pe cele două drumuri, am discutat în mare, cam ce ar trebui făcut, ținând cont că pe drumul județean 646B exista o porțiune unde tot timpul au fost probleme cu alunecările și sper că s-a rezolvat această problemă prin soluția tehnică găsită. Nu a fost ușor. Acum ne putem mândri că avem două drumuri moderne. Da. Da. În afară de cele două drumuri județene, că pomenează de infrastructură, în afară de cele două drumuri județene, în cei 4 ani de mandat am reușit să asfaltăm 28 de drumuri de interes local, drumuri sătești, cu o lungime de aproximativ 15 km. Nu a fost ușor, să știți. A fost destul de greu. Efortul a fost foarte mare. Cel puțin efortul financiar a fost uriaș. A trebuit să convingem autoritățile că sunt necesare alocarea de, sau este necesară alocarea de fonduri pentru a putea realiza aceste investiții. Am reușit. Eu zic că poate se putea mai mult, poate nu se putea mai mult, nu știu. Timpul va demonstra. Oricum ați încercat și parțial ați reușit. Am încercat. Referitor la apa potabilă, iarăși un element de infrastructură important. Cum stă comuna Frâncești? La capitolul alimentare cu apă stăm destul de, să zic așa, undeva, să zic, puțin tel peste medie. În sensul că s-a reușit alimentarea cu apă a 7 sate din cele 9 sate care alcătuiesc localitatea. Sunt 2 sate care nu au fost prinse în proiectul de alimentare cu apă, proiect pe care l-am găsit început, un proiect început în anul 2014. Am găsit executat din acest proiect 7% ca și procent. Am reușit în anul 2018 să finalizăm alimentarea cu apă în 7 sate, în cele 7 sate, parțial, fiindcă niciun sat nu are apă în fiecare gospodărie. Și din cei 23 de kilometri de rețea inițial am reușit extinderea cu încă 5 kilometri. Având în momentul de față un total de 28 de kilometri de rețea de apă, rețea care în curând o vom preda apartului, suntem în discuții și lucrurile au avansat foarte mult. În foarte scurt timp această rețea va fi preluată de către apartul. În ceea ce privește cele două sate și parțial zonele care nu au fost prinse în acest proiect, și aici includem inclusiv canalizarea în toată localitatea, înființării rețelei de canalizare în toată localitatea, pot să vă spun că localitatea Frâncești, fiind prinsă în master planul județului, suntem prinși la capitolul extindere apă și canal cu toate zonele localității. Din câte am înțeles și din toate discuțiile purtate cu cei de la ADIAPA și cu cei de la APAVIR, inclusiv cu reprezentanții Consiliului Județean, se pare că la anul vor începe efectiv lucrările de extindere de apă și înființare sistem de canalizare în comuna Frâncești. Dacă nu am fi fost în acest master plan, eu vă spun cu mâna pe inimă că în momentul de față aveam apa și canalul introduse în toată localitatea, fiindcă au fost lucrări prioritare pe PNDL2, lucrări prioritare, și în momentul de față sunt lucrări prioritare prin CNI, lucrările de alimentare cu apă și canalizare, dar datorită faptului că am fost introduși în acel master plan prin anul 2008-2009, ceva de genul, da? Nu am putut depune solicitări de finanțare pe nicio măsură, nici pe fonduri guvernamentale, nici pe fonduri europene. Referitor la iluminatul public, ce ne puteți spune? Pentru că am văzut, venind spre localul primăriei, că pe stâlpi sunt, așa cred, becuri de tip LED. Da. Avem iluminat public în toată localitatea. Schimbarea lămpilor vechi cu lămpi moderne, lămpi LED cu un consum redus de energie a început prin anul 2015-2016, ceva în genul. Am reușit să schimbăm
toate becurile din localitate, becurile mari consumatoare de energie. Am reușit extinderea rețelei de iluminat public cu aproximativ 3 km, 4 km, ceva de genul, aproape între 3 și 4 km, în sensul că în toate zonele unde CEZ-ul nu a avut rețea electrică, am făcut extindere cu lampadare, astfel încât în momentul de față discutăm de drumuri luminate în toată comuna. Nu mai există niciun drum care să fi rămas fără lumină. Și aveți și un sistem de supraveghere video, cu care eu cred că vă puteți mândri, că puține comune au acest sistem deja funcționat. Da, așa este. În anul 2016, imediat după preluarea mandatului, am început să introducem aceste camere video și în ianuarie 2017 deja aveam montate în toată localitatea 24 de camere video. Camere video și investiția aceasta, vreau să vă spun că a fost foarte benefică pentru comunitate, în sensul că am reușit cu ajutorul poliției să depistăm și să prindem infractori care au păcălit oameni din localitate, care au furat. Am reușit să descălcim și o serie de accidente cu ajutorul acestor camere. Până la urmă, investiția a meritat și este un, cum să vă spun eu dumneavoastră, este un mijloc de a preveni până la urmă infracționalitatea. Asta a fost și scopul, de fapt. Da, e și o zonă care pe undeva era cunoscută că generează probleme cu mici încălcări ale codului penal, furturi. Nu au fost foarte multe probleme de genul ăsta. Au fost câteva, într-adevăr. Am descoperit infractori din zona Craiovei, fiindcă cei de acolo au operat mai mult pe raza localității Frâncești. Oricum, vreau să vă spun că infractorii au fost din afara localității, deci nu din localitate. Bun. Domnule primar, se apropie începutul anului școlar. Știu că un bun gospodar, așa cum sunteți dumneavoastră recunoscut, și a măsuri ca acest moment să fie unul de ușor de trecut pentru părinți, pentru copii și să fie un moment de bucurie. Cum ați pregătit școlile, grădinițele, dacă sunt locuri de joacă? La capitolul învățământ, și aici discutăm în primul rând de infrastructură, vreau să vă spun că în 2016, când am preluat mandatul, nu am găsit nicio clădire reabilitată și modernizată la standardele anului 2016. Nu am găsit niciuna. Vreau să vă spun că majoritatea școlilor și grădinților din localitate aveau toaletele în fundul curții. În momentul de față, școala din centru, școala clasei 1-8, care este cea mai mare școală din localitate, având o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați, a fost reabilitată și modernizată prin PNDL 2, construindu-se inclusiv toalete în incintă, parter și etaj, fiindcă discutăm de o clădire care are etaj, o investiție de aproximativ 1.700.000 de lei noi, 17 miliarde lei vechi, o clădire modernă, o clădire care asigură condițiile necesare desfășurării procesului de învățământ și asigură confortul copiilor care vin sau care trec pragul acestei școli. Tot referitor la infrastructura școlară, am reușit construirea de toalete în incintă, grup sanitar în incintă modern, la standarde europene, standarde la anul 2019, inclusiv grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități. De asta vă spun că discutăm de investiții totuși mari. Am reușit să finalizăm la școala clasele 1-8 din satul Mănăilești în anul 2017 toaletele în incintă. Școala din centru, finalizarea toaletelor s-a făcut în anul 2019. Suntem în lucru cu aceste toalete la școala din Dezrobiți și grădinița din satul Mănăilești, într-o stare destul de avansată, adică până acum s-au executat cam 70% din lucrări și facem tot posibilul să finalizăm aceste toalete până la începerea anului școlar. Ar mai fi nevoie de finanțare. Am discutat, chiar am purtat discuții cu doamna ministru Anisie.
în vizita pe care dumneavoastră a avut-o la Vâlcea, am făcut și câteva deplasări la București, la Ministerul Învățământului, pentru a găsi soluțiile necesare să finalizăm aceste lucrări. Bugetul local ne permisit în momentul de față finalizarea, am mai plătit și din bugetul local, am plătit destul, dar totuși ar mai fi nevoie de bani. Eu sper ca până la începerea anului școlar să finalizăm și aceste lucrări și deja pregătim prin să depunem la CNE o solicitare de finanțare pentru încă două școli să le reabilităm, da. Exact cum am făcut cu școala din centru. A mai fost o tentativă în anul 2019 de reabilitare și modernizare a școlii din Dezrobiți, numai că pe prin AFIR, pe axa 10, numai că nu am întrunit punctajul necesar. Da. Și aici aș avea totuși ceva de spus, fiindcă nu mi se pare normal să primești foarte multe puncte dacă ai abandon școlar, dacă ai rezultate foarte slabe la examen de capacitate, dacă rata de promovabilitate este foarte mare. Nu mi se pare normal să primești un punctaj. Tocmai ar trebui performanța să fie exact, stimulată. Să stimulăm totuși excelența și nici de cum altceva. Că până la urmă, toate aceste lucrări vin în sprijinul copiilor. Le întindem o mână de ajutor. Aș mai vrea să mai fac aici o referire la sistemul, în ceea ce privește rețeaua școlară, chiar dacă nu are legătură neapărat. Vreau să vă spun că în localitate funcționează și un program, un proiect mai bine zis, în colaborare cu World Vision și Lidl-ul, Pâine și Mâine se numește, unde asigurăm, cei de la Lidl asigură o masă caldă copiilor în afara orilor de program pentru a putea să-și facă teme la școală și eventual să învețe ceea ce au pierdut la oră sau măcar să aprofundeze ceea ce învață în timpul orelor de curs. Mai avem un parteneriat cu Parohia Frâncești și am înființat în anul 2017 o clasă de iconografie, unde copiii, vreau să vă spun că pictează niște icoane care, sincer vă spun și cu mâna pe inimă, jur că sunt făcute de pictori adevărați, deci ceva deosebit. Au fost și premiați la diferite expoziții și de asta vreau să fac o paranteză la... copiii noștri. Arată că aveți o preocupare semnificativă în acest domeniu. Ați pomenit însă de satul Mănăilești. Vreau să vă întreb, acolo știu că e un cămin cultural, este lucru, din câte am înțeles eu. Ce ne puteți spune despre asta? În anul 2016, mai precis în luna noiembrie 2016, am început, să zic așa, naveta Frâncești-București la Compania Națională de Investiții cu două lucrări mari de tot, două proiecte mari de tot. Fiindcă a fost unul din visurile mele pe care l-am avut înainte de a veni la primărie, ca în localitate să aduc Festivalul Călușului, care se ținea în Comuna Frâncești, un festival recunoscut. Acest festival se ținea la Căminul Cultural Geonen din satul Mănăilești, acolo se ținea Festivalul Călușului, și am vrut, având în vedere că localitatea la vremea respectivă avea trei echipe de fotbal, da? Iar sportul, eu zic că ar trebui să fie pus pe într-un plan mai la lumină, așa să zic, mai la lumină, fiindcă vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă cu copiii noștri din ziua de astăzi, care sunt supraponderali. Trebuie să, într-un fel sau altul, să-i stimulăm să facă foarte multă mișcare. Și atunci am luat decizia de a face tot ce omenește posibil ca să reabilităm acel cămin, pentru a duce Festivalul Călușului înapoi în Frâncești și de a avea o sală de sport modernă, o sală de sport cu tribună. Tot prin CNI, bănuiesc. Prin CNI, da. Prin CNI, în satul Frâncești. Am reușit acest lucru după aproximativ 3 ani de zile, dar să vă spun că s-au depus eforturi mari de tot. Până la urmă, scopul, scuze, mijloacele, am reușit, mai puțin contează nervii consumați, frustrările pe care le-am avut în perioada respectivă. Faptul că am reușit și căminul se află în faza de execuție, vreau să vă spun că la acel cămin nu au rămas decât zidurile, în rest am totul a fost dărâmat, se vor pune materiale noi moderne și o spun cu mândrie că atunci când se va finaliza, va fi unul dintre cele mai moderne cămine culturale din zona aceasta.
E important. Și iar în ceea ce privește sala de sport, sala de sport s-a finalizat licitația în luna iulie a acestui an. Suntem în faza de adaptare proiect la terenul de aici. Din discuțiile purtate cu proiectantul și constructorul care a câștigat licitația, cam într-o lună jumate, cel mult două luni de zile, vor începe efectiv lucrările, astfel încât anul viitor sărbătorile de iarnă să ne prindă cu cele două construcții. Și căminul să fie finalizat și sala de sport să fie finalizată până la sărbătorile de Crăciun. Cel puțin așa au promis constructorii, iar după modul cum au început lucrările, cel puțin la cămin, fiindcă acolo lucrăm deja, eu spun că le vom finaliza cu siguranță. Vești bune pentru locuitorii comunei Crâncești. Știu că întotdeauna v-ați preocupat ca problemele cetățenilor de aici să fie rezolvate cât mai rapid, de aceea văd că acest sediu vechi al primăriei într-un fel se transformă și se translatează alături într-o clădire modernă. Cam când credeți că va fi gata această clădire? Pentru că, într-adevăr, este ciudat ca, de exemplu, funcționarii publici și cetățenii care vin la primărie să aibă toaleta peste drum. Da, este frustrant, să știți. Chiar este frustrant. N-am ce să comentez, fiindcă nu pot comenta. Ce pot să vă spun? Că în anul 2017 am scos la licitație construirea noului sediu de primărie, care să ofere condiții, în primul rând, pentru cetățenii localității, condiții decente, fiindcă vedeți și dumneavoastră cam cum se desfășoară activitatea în această clădire, care, ironia sorții, în acest an împlinește 100 de ani. Clădirea s-a fost construită în 1920. Și în momentul de față suntem pe final cu nou sediu de primărie, deja interiorul, exteriorul sunt gata, lucrăm la amenajarea exterioară, urmând ca în foarte scurt timp să găsim bani necesari pentru a ne putea muta în sediul nou. Era necesar, fiindcă până la urmă primăria este o clădire emblematică pentru o localitate, și alături de școală, dispensar, biserică, până la urmă, fiindcă suntem creștini ortodoxi, noi românii suntem creștini ortodoxi în mare majoritate și sunt clădiri care ne reprezintă. Întotdeauna ați văzut când mergeți într-o localitate, întrebați, vedeți primăria, școala, dispensarul, biserica, adică era necesară construirea acestui nou sediu administrativ. În plus, noi am achiziționat și terenurile din fața primăriei, vis-a-vis de primăria nouă, pentru a construi un parc de recreere, încercând astfel să reconfigurăm acest centru. Dacă acum, încet, încet, vă dați seama cam care ar fi centrul localității, dumneavoastră care ați fost de foarte multe ori în această localitate, v-aș întreba dacă veneați pentru prima oară, să zicem în anul 2000, da. Hai să luăm anul 2000. Cum v-ați dat seama unde e centrul localității? Nu mi-aș fi putut da seama, pentru că tocmai primăria era un local destul de micuț, mai era o clădire a poștei care era pe vis-a-vis și un băruleț unde se mai adunau oamenii. Poate acesta mi-ar fi atras atenția, că erau ciorchine acolo și erau mai mulți oameni. Acum se văd deja niște clădiri, e o viziune, probabil un centru civic nou care e așteptat de locuitori. Da, așa este, v-am spus, 4 ani de zile s-au depus eforturi mari de tot. Vreau să vă spun că nici măcar concediu n-am avut în acești 4 ani. A trebuit tot timpul să găsim soluții, a fost și dorința de a demonstra că se poate, să știți, dorința de a demonstra că se poate sau se pot face lucrări mari în localitate, această dorință, într-un fel sau altul, ne-a dat avânt. Fiindcă să nu credeți că tot ce s-a făcut am făcut eu ca ședel. Nu, am lucrat într-o echipă, lucrăm într-o echipă și este foarte important să ai în jurul tău oameni care să te ajute, oameni care cu care să poți colabora, oameni care să vină cu idei bune până la urmă, fiindcă știți și dumneavoastră, când ai ascult 2-3 păreri, e decizia cea mai bună. Și atunci mă bucur că în anul 2016 am reușit să adun în jurul meu o echipă redutabilă, o echipă de oameni deosebiți,
Și nu o spun ca și o laudă, o spun fiindcă asta este o realitate. De asta v-am și spus că lucrările executate vor fi sau sunt cartea mea de vizită pentru alegerile locale din data de 27 septembrie. Vin în fața oamenilor cu lucrări executate, lucrări în derulare. Care sunt proiectele cele mai apropiate de sufletul dumneavoastră pe care le-ați gândit împreună cu echipa și pe care doriți să le finalizați sau să începeți altele noi importante? Da. Proiectul meu de suflet este asfaltarea satului Vișoara. Este primul proiect pe care l-am făcut de când am venit la primărie, primul proiect. Este un proiect de suflet, fiindcă din 1990, vreau să vă spun, întotdeauna în campanie electorală, fiecare candidat, inclusiv eu, fiindcă am intrat în politică în anul 2008, inclusiv eu, am spus că voi asfalta satul Vișoara. A fost o chestie de suflet. Cu toate că nu prea circul eu prin satul Vișoara, că nu am terenuri acolo, rudele pe care le-am acolo sunt foarte îndepărtate, deci nu pot să spun că m-ar lega ceva de acea zonă. Dar am considerat că dacă nu voi reuși să asfaltez acel sat, nu cred că oamenii de acolo ar fi văzut foarte, foarte, foarte curând asfalt la ei. Este vorba de 4 km de asfalt, iar dacă e să privim electoral, da, vă spun că n-ar fi fost o lucrare atractivă, fiindcă până la urmă acolo sunt cam 100 și ceva de votanți, da? Și vedeți dumneavoastră, în general, ca edil sau mulți edili gândesc prin prisma votului. Nu, n-am ținut cont, vreau să vă spun că în toate proiectele pe care le-am întocmit, da? Nu am ținut cont de orientarea politică, de faptul că oamenii de acolo m-au votat sau nu m-au votat, că mă votează sau nu votează, niciodată n-am ținut cont. Am ținut cont doar de necesitatea de a face ceva în zona respectivă. Și de aceea vă spun că asfaltul din Vișoara a fost proiectul meu de suflet. Da. Alte proiecte? Sunt multe. Cum trebuie să le enumerăm, să nu insistăm? Haideți să enumerăm puțin de discutăm de, v-am spus, au asfaltat 28 de drumuri sătești. Asta a însemnat undeva la vreo, cred că au fost vreo 10 sau 12 proiecte de asfaltare care au cuprins aceste 28 de drumuri. Și am început dintr-un capăt al localității. Ca să nu existe discuții sau și până la urmă să fie și pentru noi foarte ușor, am plecat dinspre Tomșani, începând cu satul Gemeni, și am dat o tură de asfalt prin toată comuna, am asfaltat în fiecare sat cel puțin un drum. Anul acesta am început tranșa a doua de asfaltări, tot din capătul localității, din satul Genuneni, și am ajuns undeva în satul Frâncești. Deja, în momentul de față, lucrăm la întocmirea documentației sau a proiectului, cum toată lumea știe denumirea, așa, proiectul de asfaltare în satul Coșana, drumul Balastirei se numește, drumul respectiv, un drum care, vreau să spun că se află într-o stare avansată de degradare, urmând ca în maxim o lună de zile să scoatem efectiv la licitație lucrarea respectivă și de asemenea mai lucrăm la un proiect mai amplu pe care îl depunem prin CNI, un proiect de asfaltare a 6 km de drumuri și construirea unui pod din beton armat în satul Moșteni, peste râul Otăsău. Este un pâl de locuințe acolo care așteaptă de ani de zile construirea unui pod în zonă. Până la urmă, acel pod este benefic și pentru cei care au terenuri peste acel râu. În momentul de față, accesul către proprietăți și către locuințe de acolo se face pe două punți construite de oamenii din zonă, au fost construite de oamenii de acolo. Eu sper ca și acest proiect să fie scos anul acesta la licitație. De câte am discutat noi, cred că tot un proiect important de suflet este și acela de a aduce rețeaua de gaze în comună. Da, chiar vreau să discutăm de alimentarea cu gaz a locuințelor. Tot așa revin și ne ducem înapoi în timp, că n-avem ce face. Știți cum e, istoria ne trage înapoi. Din 1990, toți candidații au promis
câteva lucruri simple. Apă, canal, gaz, asfalt. Tot timpul. Odată cu oportunitatea depunerii proiectului sau, mă rog, a studiului de fezabilitate în ceea ce privește alimentarea cu gaz și în urma studierii ghidului de finanțare, vreau să spun că întrunim condițiile necesare, deja am adunat aproape 1000 de cereri, 1000 de solicitări de branșare la gaz, fiindcă una din condițiile puse de Uniunea Europeană pentru aprobarea investiției este numărul de branșamente. Sub 1000 de branșamente nici măcar nu se uită cineva pe proiectul tău. Dar aveți un avantaj, e totuși o comună mai mare și din punctul ăsta întrunim de vedere, condițiile, iată, numărul va ajuta. Da, șansele de a avea gaz în frâncesc sunt undeva de, după părerea mea, undeva la peste 90%, adică așa. De data asta e un proiect realizabil. Este un proiect realizabil, da? Le-am explicat locuitorilor că șansele de a avea gaz în localitate sunt foarte mari. Am evitat să pronunț faptul că vom avea gaze, deci am evitat, tocmai datorită acestui lucru. Din 1990 băgăm gaz în localitate. Vreau să vă mai, aș mai face totuși un mic comentariu legat la proiectele de viitor sau proiectele care se află în derulare. Tot prin CNI suntem în etapa a doua de depunere a proiectului pentru construirea unui complex sportiv în localitate. Și aici discutăm de terenul de fotbal care se află vis-a-vis de primărie, că spuneam mai înainte că vrem să construim un parc. Da, vrem să remodelăm centrul acestei localități. Și eu zic că într-o săptămână, două maxim, vom depune acest proiect la Compania Națională de Investiții, urmând ca în maxim o lună jumătate să fie scoasă la licitație această lucrare. Și cum v-ați gândit? Să fie și cu nocturnă, cu da, este cam câte locuri, așa, la tribună sau vestiare? Este o lucrare mare, o lucrare care cu siguranță va depăși 2 milioane de euro. Se va face un stadion care să aibă tribună pe toată lungimea stadionului, cu vestiare pentru jucători, pentru arbitri, cu sală de recuperare, două sale de conferință, sistem automat de irigat, nocturnă, tabelă electronică, adică discutăm totuși de un stadion. De asta am și făcut mențiunea stadion și nu teren de fotbal. Sunt două echipe la noastră, deci era bine să fie sprijinite cumva. Da, exact, fiindcă atunci când eu eram copil, da, localitatea Frâncești era renumită în ceea ce privește fotbal. Echipa Victoria Frâncești, care funcționa la vremea respectivă, a susținut de două ori barajul pentru Divizia C. Atunci se juca fotbal, să știi, și cum să spun așa, concurența era destul de mare. Și stadionul de fotbal este un vis de-al meu mai de mult, pe care l-am avut mai de mult. Nu a fost chiar prioritar. Am zis că sunt mult mai importante lucrările pentru reabilitarea și modernizarea căminului cultural și construirea unui sal de sport, dar după ce am reușit să obținem finanțare pentru cele două investiții, atunci am început diligențele necesare ca să finanțeze CNI-ul și această lucrare. S-au făcut mai multe investiții și sunt proiecte. Lucruri deosebite și eu sunt sigur că în al doilea mandat dumneavoastră veți face lucruri absolut remarcabile și va rămâne în istoria Frânceștiului activitatea dumneavoastră și a echipei dumneavoastră. Acum, pentru telespectatorii postului de televiziune Etalon, v-aș ruga pe finalul interviului să transmiteți un mesaj care să meargă spre sufletul locuitorilor comunei. Vreau să asigur pe toți locuitorii din Frâncești că tot timpul am fost alături de ei, am pus suflet în tot ceea ce am făcut, nu am ținut cont de absolut nimic. Este drept, nu am reușit să mulțumim pe toată lumea, fiindcă nu aveam cum să fac eu în 4 ani de zile, sau mă rog, eu și echipa mea, să zic așa, nu aveam cum să facem noi în 4 ani de zile, ceea ce nu s-a făcut timp de 26 de ani. Dar, mergând prin localitate, eu spun cu mândrie și cu falsă modestie, până la urmă, că am reușit lucruri pe care nimeni nu le visa, nimeni în 2016, iar dacă veneam în fața alegătorilor în campania electorală de la vremea respectivă și înșiram pe hârtie cam tot ce am făcut noi în acest mandat, cu
cu siguranță, cu siguranță, oamenii nu ne-ar fi votat, fiindcă deja discutam de idei fantasmagonice, discutam de lucrări pe care erau, cum să spun, dincolo de închipuirea locuitorilor. Și aș vrea să fac o mică paranteză aici. Pe două drumuri, două lucruri care m-au marcat, vă spun sincer, m-au marcat. În satul Viișoara, după ce am finalizat punerea primului strat și sperăm că luna aceasta constructorul a promis că vine să ne pună satul de să finalizăm lucrarea, după ce s-a pus primul strat de asfalt, a venit o bătrânică la mine, cred că are în jur 30 și în ziua de astăzi, deci sunt lucruri care se pot verifica, cu lacrimi în ochi și să mulțumească că acum poate să moară liniștită, fiindcă până la cimitir nu mai merge prin gropi. Domnul Frâncu, sunt lucruri care te marchează. Și am mai pățit un lucru similar în satul Negreni, atunci când am asfaltat drumul de lângă școala din Negreni, da, tot așa, a venit o bătrânică și a încercat să-mi pupe mâna, fiindcă până la urmă erau mulțumiți locuitorii de acolo dacă le puneam piatră. Când a văzut asfalt și am spus, mamaie, eu nu sunt preot, da? Sunt lucruri care sunt normale, lucruri pe care trebuie să le facă orice edil în localitatea lui, fiindcă una peste alta, pentru ce venim la primărie? Gândiți-vă că respectul nu poți să-l cumperi și nici nu te naști, trebuie să-l dobândești. Cum dobândești respectul locuitor ca și edil? Da? Făcând lucruri pentru ei, lucruri care să dăinuie, lucruri care să le aducă aminte urmașilor noștri, de cei care le-au făcut. Vedeți dumneavoastră că în multe localități oamenii își aduc aminte cu mândrie, clădirea s-a fost făcută de nu știu cine, nu știu ce an. Sunt lucruri care rămân și până la urmă asta este menirea unui edil în urma lui, după 4 ani de mandat, să lase ceva în localitatea lui, să vină cu un aport la dezvoltarea localității și tot timpul trebuie să țintim mai sus. Cam atâta. Le mulțumesc locuitorilor pentru încredere și le mai mulțumesc pentru ceva, că le mai mulțumesc că 4 ani de zile au avut răbdare, fiindcă după primele investiții, oamenii au înțeles că într-adevăr ceea ce spunem și facem și au suportat cu stoicism disconfortul creat în urma derulării acestor lucrări în zonele respective unde am făcut lucrări. Fiindcă v-am spus, mai sunt multe lucruri de făcut și sper că în mandatul următor, dacă oamenii vor avea încredere, în primul rând vreau să finalizăm până în anul 2024 lucrările de asfaltare a tuturor drumurilor sătești din localitate. Este, dacă vreți dumneavoastră, pariul pe care l-am pus cu mine însumi și am avut mai multe pariuri pe care le-am câștigat. Vă dorim să-l câștigați și pe acesta. Am avut și frustrări, să știți, fiindcă sunt și obiective pe care mi le-am propus și nu am reușit să le duc la îndeplinire. Au fost și dintre astea. Din programul electoral cu care m-am dus, m-am dus în fața oamenilor în 2016, vreau să spun că o parte din ce am promis atunci am și făcut, dar o parte nu am reușit să o fac din diverse motive, până la urmă nici nu mai contează dacă puteam sau nu puteam. Faptul că nu s-au făcut este cel mai important lucru, dar ca și compensare am făcut mai multe lucruri, mult mai multe lucruri decât am promis în 2016, mult mai multe lucruri. De altfel, investițiile făcute la nivelul localității și aici discutând aproximativ 14 milioane de euro, o sumă deloc de neglijat, este o sumă importantă, se vede cu ochiul liber, mergând, exact cum am spus și mai înainte, dintr-un capăt în celălalt capăt al localității. Noi vă dorim mult succes în activitate spre binele locuitorilor din Frâncești. Mulțumesc frumos și mulțumesc pentru timpul acordat și pentru vizita făcută în localitate. Vă mulțumesc!